Monica Gabor și Rinel Columbeanu vor ajunge împreună în fața judecătorilor. Un specialist în insolvență, desemnat să administreze o firmă care a aparținut celor doi, îi acuză că ar fi folosit banii societății în alte scopuri. Dosarul în care fiscul încearcă să recupereze banii datorați de SC Monica Columbeanu Media SRL, societatea care a produs în urmă cu mai bine de 10 ani faimosul reality show în care era prezentată viața cuplului, ia o turnură neașteptată. Cabinetul de insolvență a solicitat tragerea la răspundere administratorilor pentru încălcarea prevederilor articolului 169 din legea 85/2014. Conform articolului respectiv, la cererea administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, judecătorul poate dispune ca o parte sau toate datoriile firmei să fie suportate de membrii organelor de conducere din cadrul societății, precum și de oricare alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, dacă se constată că au comis una dintre următoarele fapte. Au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. Au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal sub acoperirea persoanei juridice. Au dispus în interes personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăți. Au ținut o contabilitate fictivă. Au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. Orice altă faptă săvârșită cu intenție care a contribuit la starea de insolvență a debitorului constatată potrivit prevederilor prezentului titlu. Anul trecut, firma și-a declarat falimentul după ce fiscul a dat o judecată pentru a recupera banii datorați. Dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Monica Columbeanu Media SRL. Constatată că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive, dă dispoziție tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenind lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului în sarcina lichidatorului judiciar. Eventuale disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar, au decis magistrații în urmă cu un an. Firma Monica și a lui Irinel ar fi acumulat mai multe datorii la ANAF, plătirea datoriilor fiind solicitată de către un cabinet de insolvență. Cei doi ar fi considerați principalii vinovați pentru situația în care se află firma. În urmă cu 2 ani, când s-a realizat ultimul bilanț, societatea Monica și a lui Irinel ajunsese la datorii de aproape 300.000 de lei. De altfel, acesta nu este singurul proces în care Monica Gabor a fost citată. Aparent, mai există un alt proces pe rol în care o societate ar solicita partajul judiciar între cei doi foști soți. Și de această dată, la mijloc ar fi vorba despre o sumă pe care ar trebui să o recupereze compania respectivă. În toamna acestui an, mai exact în lunile septembrie și octombrie, Monica ar trebui să se întoarcă în România. În caz contrar, procesele s-ar putea judeca în lipsa ei.